Era să fac accident. Ăsta din București. De pe ultima bandă a vrut să meargă înainte, e doamnă. Dar autobuzul are nevoie să facă stânga. Stătea pe banda de mijloc, altfel nu încape. Că e curbă în 45 de grade sau cât ești, 90 de grade. Și s-au cam certat. Nu-i bai, să împacă-i la următoarea întâlnire. Ăștia sunt cam ceartă sub pot. Volteanu cu bucureșteanu. Băi, nu vă certați, băi. Da. Și cine a câștigat? Cine claxonează mai tare? Nu e un polițist, vă amendeze pe amândoi. Sau o polițistă. Să țineți minte. Mașina de poliție care s-a băgat în intersecția aglomerată. Ce-ți cer de la alți șoferi? Dacă ăștia cu mașini de stat care sunt plătiți ca să vegheze respectarea legilor, a normelor de circulație, tocmai ei le ignoră. 40728 numărul de MAI. Încalcă toate regulile posibile pentru că se cred deasupra legilor, se cred supra oameni. Și asta se întâmplă fix în Piața Victoriei, în fața clădirii Guvernului României. A? E bun așa? Toarășul ministru.